Deci de ce? Vi se pare corect ca Dumnezeu să pedepsească cu eternitate pe cineva care a făcut păcate 80 de ani? Asta este o întrebare. Cam asta e întrebarea, da? Acum, cât este pedepsit un criminal care omoară pe cineva în 3 secunde? Ar trebui să spunea atâta să-mi dai și mie de asta. Deci e clar că gravitatea unei fapte nu depinde de timpul în care ai făcut-o, ci depinde de intenția cu care ai făcut-o, de atitudinea cu care ai făcut-o. Da? De exemplu, Dumnezeu spune în Cartea Legii, dacă cineva a omorât pe cineva pentru că i-a sărit securia din coadă, da? Și prin accident, un accident, fugea într-o cetate de scăpare și nu avea niciun fel de pedeapsă. Pentru că era un accident, el n-a intenționat să-l omoare. Omor a fost săvârșit de către mâna lui, într-un fel, da? Dar el n-a intenționat lucrul acesta. Dar n-a intenționat lucrul acesta. Acum, mai există o problemă. Asta e un lucru, că nu poți să gândești situația temporală. Al doilea lucru care trebuie gândit este persoana împotriva care ai făcut lucrul respectiv. De exemplu, dacă eu am dat o palmă vecinului meu, voi plăti o amendă pentru treaba asta. Deci ăla se duce, face o plângere la poliție, nu trebuie să fie dată în judecată. Ăia îți dau o amendă care e stabilită deja. Dacă eu am ajuns cumva, în timp ce a venit Putin, la o întâlnire și am fost aproape și am tras o palmă pe Putin, deci aproape poți să fii sigur. Că s-o termina cu tine, de trimit băieții pe tine și te-o rezolva. Și dacă îți dau ăștia o pedeapsă. Deci e altceva. De ce? Pentru că persoana aceea reprezintă pe cineva. Persoana aceea are o altă demnitate. O are altă poziție. O are altă funcție. Și acum, când ne gândim la persoana lui Dumnezeu, Dumnezeu este infinită din orice punct de vedere. Vinovăția făcută împotriva unei persoane infinite este infinită. Dacă ai făcut un singur păcat, s-a duce o vinovăție infinită asupra capului tău. Pentru că persoana potriva care ai păcătuit, este infinită. Orice. Dacă ai păcătuit împotriva dragostei, dragostea lui infinită. Dacă ai păcătuit împotriva sfințeniei, sfințenia lui este infinită. Demnitatea ființei lui Dumnezeu este infinită. Păcatul făcut împotriva demnității sale este un păcat cu o vinovăție infinită. Și vei purta atâta. Dar cred că este o foarte mare confuzie, apropo despre doctrina despre iad, o foarte mare confuzie cu privire la tipul de chipuri din iad. Dacă va fi chip cu adevărat fizic, dacă știi, vor fi fier fizic care te vor mânca sau chestii de genul ăsta. Știi, te mănâncă viermele crește care ne-au lor, te mănâncă viermele crește care ne-au lor, știi? Și dacă stau ăștia la punctul cu prăjitoarele acolo sub tine și reglează de fapt pe care le-ai făcut pe pământ, da? Deci, e o discuție pe tema asta, cred, legitimă. Deci legitimă, dar ăsta sunt două motive, doar două, pentru care spunem că iadul este eternă.